Mulțumesc, doamna președintă, stimați colegi. Reducerea abandonului școlar trebuie să reprezinte prioritatea zero în România. Soluția poate fi finanțarea programului Școală Ducă Școală. În contextul actual al învățământului, pachetul antisărăcie creionat de guvernul Cioloș poate fi soluția care trebuie să-și găsească maximizarea într-o ecuație transpartinică. Educația nu are culoare politică. La fel și promovarea unor politici educaționale care să-și propună realmente reducerea abandonului școlar, implementarea unor programe de reducere a clivajelor sociale și a sărăciei, precum școală după școală sau o masă caldă în școli, nu doar în forma pilot, ci și la nivel național. Sărăcia copiilor, știm cu toții, este un fenomen multidimensional, iar pentru a aborda cauzele primare ale acestui dezavantaj, trebuie să avem în vedere și sărăcia educațională. Potrivit unui raport realizat de Fundația Salvați Copiii în 2016, sărăcia educațională este definită ca acel proces care limitează dreptul copiilor la educație și privează de șansa de a învăța și de a-și dezvolta abilitățile cognitive și necognitive de care au nevoie, pentru a reuși într-o lume care se schimbă într-un ritm foarte alert. Copiii săraci, din punct de vedere educațional, nu au nici șansa de a-și dezvolta abilitățile care permit să se dezvolte emoțional, să stabilească relații, să aibă un rost într-o societate care simt că îi aparțin. Credem că sărăcia copiilor și sărăcia educațională ar trebui să fie abordate dintr-o perspectivă a drepturilor copiilor. Toate țările europene au ratificat Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului și, prin urmare, au obligația de a proteja, promova și pune în practică drepturile copiilor, indiferent de circunstanțele familiale ale fiecăruia. Factorii de decizie ar trebui să abordeze sărăcia și excluziunea socială a copiilor folosind o metodă transversală. Aceștia ar trebui să pună la dispoziție fondurile necesare pentru finanțarea investițiilor în învățământ, în sistemul de îngrijire și de educație timpurie și să asigură ca sistemele naționale de învățământ să furnizeze o educație echitabilă de înaltă calitate. Asociația Human Catalyst a protestat recent în Parlament pentru a trage din nou de mânecă coaliția de guvernare să-și țină promisiunile. Finanțarea de la bugetul de stat a programului Școală după Școală este o prioritate doar pe hârtie. Susțin cu fermitate necesitatea susținerii financiare a acestui program pentru reducerea ratei de abandon școlar. În prezent, în România, rata de abandon școlar este de 19,1%, adică 25.000 de copii din ciclu primar și gimnazial abandonează anual școala. România este membru UE, aderat la respectarea ratei de reducere a abandonului școlar la sub 10% până în 2020. În prezent, programul Școală după Școală funcționează doar în procent de 18,4%. Finanțarea fiind asigurată în mare parte de asociațiile neguvernamentale. Coaliția de guvernare nu își respectă promisiunile mult învisate. Să așteptăm rectificarea bugetară? Mă îndoiesc că se va întâmpla ceva bun. Nu mai putem să credem promisiunile deșarte ale guvernanților sau foștilor guvernanți. Stimați colegi parlamentari, tot societatea civilă sau părinții vor trebui să susțină finanțarea unui program de îmbunătățire a calității și accesului la educație extinsă pentru binele copiilor noștri. Închei reamintind reflexia plină de sens pentru problematica adusă în discuție, aparținând lui Rebreanu, apropo de subiectul de la baccalaureat. Viitorul ne-l putem modela cum vrem, viața este un lut căruia voința îi dă formă. Mulțumesc!